Cumnat Antoni, dezvăluire bombă despre Virginia, după ce a văzut apropierea dintre ea și Patrick. Discuția secretă pe care a făcut-o publică fostul concurent de la Casa Iubirii. Antoni l-a dat în viliac pe Patrick. Ce a spus fostul concurent despre Virginia? Antoni a fost concurent în sezonul 2 al emisiunii Casa Iubri, iar acum, din fața televizorului, uitându-se la vechii colegi de competiție, dar și la noi potențialii câștigători, face declarații surprinzătoare. Invitat în emisiunea Culisele Iubirii, Antoni și-a spus părerea, alături de iubita lui, Vlada, despre toate noile concurente din sezonul 3 al emisiunii și astfel a făcut declarații surprinzătoare. Antonia a spus totul despre legătura dintre Patrick și Virginia. Pus în situația de a-și spune punctul de vedere despre Virginia, Antoni a dat din casă și și-a dat bunul prieten în vileac, făcând publică o discuție ce a avut loc ca între băieți. În sezonul 2, el și Patrick au fost prieteni la cataramă și se pare că așa au rămas și în spatele camerelor de filmat, astfel că Antoni știe multe despre concurentul din sezonul 3, printre care și faptul că nu este un bărbat care să se aprindă foarte repede în fața unei femei. Lucru care se pare că s-a întâmplat acum, când a văzut-o pe Virginia și când s-a surprins și pe el, după cum chiar a spus la TV. Dar și pe cei care îl cunosc și îl știu cum acționează în mod obișnuit. Iar din punctul lui Antoni de vedere, Patrick are tot dreptul că se simte atras de Virginia, căci s-ar potrivi de minune. Tocmai de aceea o și numește pe brunete deja cumnata lui, având în vedere că îl simte pe Patrick drept un frate, iar entuziasmul lor, al celor doi concurenți, este vizibil, la fel și atracția dintre ei. Antoni, cumnata Bianca Comănici, cumnata Ești frate cu... -a. Antoni, Patrick Bianca Comănici, o vezi potrivită pentru el. Antoni, chiar da și oarecum l-am văzut și pe Patrick foarte entuziasmat așa la prima vedere cu o fată să-l văd așa entuziasmat. Nu prea l-am mai văzut. Chiar am avut discuții noi doi la un moment dat. S-a întâmplat vreodată așa să-ți atragă atenția o fată pe care să o vezi întâmplător pe stradă. A zis că nu, fără să o cunoască nu, dar la Virginia a avut altă reacție.